N-a mai nins, n-a mai bătut vântul, nici ieri, nici azi. Cu toate acestea, drumurile naționale care tranzitează județul Buzău au rămas închise multe ore, iar altele nu au fost redeschise circulației nici măcar acum. Explicația lipsei de eficiență a drumarilor este una cât se poate de simplă. Toate drumurile naționale din județ au fost atribuite unei singure firme, Mecan Construct, a PSD-stului Dumitru Dobrică, fost consilier județean. Astfel, de la Buzău la Râmnicu Sărat, pe DN285, de dezăpezire se ocupă firma Mecan Construct al lui Dobrică. De la Buzău către Urziceni, tot pe DN285, regăsim aceeași firmă de DN1B de la Buzău spre Ploiești se îngrijește tot firma lui Dobrică, ca și de DN2B prin Gălbinaș spre Brăila. Lista nu se termina aici. Șoseaua DN2C din municipiul Buzău prin Pogoanele spre Slobozia a fost atribuită aceleiași firme ca și DN10 de la Buzău spre Brașov. Ca să fie complet, tot Dobric a câștigat contractul de dezăpezire pentru DN2 Râmnicu-Sărat până la limita cu județul Brăila, drum rămas blocat și la această oră. La toate acestea trebuie să mai adăugăm că tot lui Dobrică i s-a trebuit de asta dată din partea Consiliului Județean Buzău și contractele pentru dezăpezirea drumurilor din două hălci importante ale județului. E vorba de zona văii Buzăului, zona Șețu, cum mi se mai spune, și de zona sudului județului, din prejurul orașului Pogoanele. Pe ambele, Dobrică le-a câștigat cu o altă societate de-a sa, Petroconsind. Cum firmele lui Dobrică n-au atâtea utilaje și atâția oameni pentru a se ocupa de toate aceste drumuri, e lezne de înțeles acum de ce dezăpezirea la Buzău a mers și merge atât de încet.